Acum voi testa un crown Amcron Macrotech 1200, căruia i s-a făcut un upgrade general la final și prefinal. Deci toate care le-a avut înainte s-au înlocuit cu MJ21194 și MJ21193, se observă și pe un canal și pe celălalt, au fost schimbați toți, au fost schimbați inclusiv prefinalii pe ambele canale, deci și aici și aici. Inițial a avut niște joarse, că altfel nu pot să spun, niște clone infecte CME15030, CME15031, nu știu cum de-au rezistat. Cine a reparat anterior n-a verificat și rezistențele din emitor și asta am găsit-o întreruptă pe unul dintre canale. În rest, acestui amplificator n-ai ce să-i faci, condensatorii sunt crown făcute de BHC sau de MEPCO Center Lab, niște condensatori făcuți pe comandă, extraordinar de buni. În momentul de față la mine tensiunea e mai slabă, pe timp de zi am 215V la rețea, deci puterea de ieșire arătată va fi ceva mai mică. El trebuie să aibă alimentarea de 91V, 45,5, 45,5, fiind în ground bridge, alimentarea este floating, deci nu există plus minus față de masă. Masa făcându-se separat.